Care este explicația? Să mergem și mai departe. Care este miza numirii unui șef la Serviciul de Informații Externe? Poziția strategică pe care o ocupă România n-ar cere o astfel de numire mai repede? Voi vă spun, șefii civili de la serviciile de informație, Nu sunt indispensabili? nu că nu sunt interesați, nu fac altceva decât să asigură acel control civil asupra unui serviciu închis sociului public, opiniei publice, care nu poate să vadă acolo. Da? Ministrul apărării este civil, șeful SIA, șeful SRI sunt civili. De ce? Înainte erau militari peste tot. De ce în țările NATO, în țările democratice, sunt ei civili? Fiindcă acolo opinia publică nu poate să vadă în interior. Și trebuie să vadă cineva, un civil, cum se cheltuie banul public, resursa publică, într-un organism închis ochiului public. De aceea sunt ei numiți. Deci un serviciu de informații funcționează foarte bine doar cu militare, că știu ce au de făcut. Controlul civil asupra acelui serviciu se face prin Comisia de Resort și respectiv pe legalitate și respectiv prin șeful instituției, în special la fel de legalitate, pe modul de cheltuire a banilor în interior acolo. Deci, da, va trebui să fie dubit, dar pentru asta nu scade calitatea serviciului sau a informărilor, simplu trebuie să fie dubit pentru a putea verifica mai ușor modul în care se cheltuie resursa statului la respectivul serviciu. V-ar interesa o astfel de funcție? Nu, niciodată n-am fost interesat de o funcție la serviciile de informații. De ce? Mi-a plăcut viața civilă mai mult decât cea militară. Cine credeți că ar putea să ocupe o astfel de funcție, având în vedere experiența dumneavoastră Deci în domeniul strategic? orice om serios care dorește să urmărească modul în care se cheltuie corect banul public într-un sistem închis. Orice om care și-a dedicat activitatea pe securitate națională și are cunoștințe de securitate națională, poate să coordoneze o activitate de acest tip, care este, vă repet, de civil, nu coordonată din punct de vedere al ce oamenii au de făcut și cum să strângă informațiile, că astea e treaba primului adjunct, care este militar și ofițerii au învățat în școlile de specialitate ceea ce au de făcut și, în special, acel control civil pe legalitate și pe consumul de resurse.